Probabil a apărut chiar când eram la școală, când aveam orele de informatică și eram una din elevii care eram permanent la tablă la informatică și în momentul dat am înțeles că, uite, probabil domeniul IT e ceva ce o să-mi placă pe viitor sau ceva ce o să mă intereseze pe viitor. Am făcut facultatea de economie, dar am făcut studii în cibernetică și informatică economică, deci sunt cumva studii combinate de economie și plus informatică. Aș spune că în domeniul IT cumva nu este predominant genul masculin pe lângă genul feminin. Din contră, la moment aș spune că suntem cam același număr de fete și băieți în cadrul companiei. La moment am responsabilitatea să planific niște activități pentru echipa pe care o conduc, să chiar să rulez niște teste, uneori să verific calitatea softului pe care noi o livrăm, să discut cu clienții, uneori chiar direct, sau să discut cu membrii echipei chiar din alte localități sau din alte locații cu care noi comunicăm și lucrăm zi de zi. Deci este destul de interactiv pentru că nu avem cumva un set de responsabilități stabilite, deci în permanență ceva se adaugă sau ceva se schimbă. O zi tipic s-ar începe, nu știu, cred că cu venire la oficiu, bem o cafea, între timp citim e-mail-urile, vedem ce mai este nou sau ce este de ziua de ieri, după aia ne apucăm de activitățile pe care le avem ca responsabilitate, avem niște meeting-uri cu echipa ca să vedem unde suntem, ce a fost bine, ce a fost rău, poate cineva are nevoie de careva ajutor sau cineva este blocat și așa ca să găsim soluții. Deci cam asta ar fi toată ziua, trece foarte repede pentru că în permanență suntem în mișcare și în permanență discutăm cu cineva și respectiv trece foarte repede. Probabil dorința de a crește și dorința de a învăța permanent ceva nou, pentru că ne aflăm în secolul 21, în era în care noi permanent avem ceva nou, ne dezvoltăm, sunt foarte multe industrii care apar sau foarte multe tehnologii noi care apar, numai puțin atenția, pentru că atenția la detalii este iarăși foarte important pentru noi, dar în principiu cel mai important, eu aș spune că e dorința de a învăța în permanență ceva nou. De fapt, IT-ul este un domeniu în care oricine ar putea să-și încerce forțele. Este un mit că trebuie să cunoști foarte multă programare sau ceva de genul. Un bun pas înainte pentru a începe o carieră IT, de exemplu, niște cursuri online sau offline. Dacă ai dori să începi o carieră IT, ar fi bine să mergi mai întâi la niște cursuri, să vezi, uite, dacă îți este, da, dacă este pentru tine și atunci, dacă vezi că, uite, într-adevăr, este domeniul în care tu ai vrea să te dezvolți, poți să aplici la niște internship-uri sau la niște cursuri care oferă ulterior niște posibilități de angajare. Este un domeniu în care în permanență avem niște tehnologii noi și de aceea ar trebui să avem dorința de a crește, să avem dorința să învățăm și să ne automotivăm pentru a face aceste lucruri.